Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mi-ar plăcea să fiți puțin în locul meu și să vedeți cu câtă bucurie îmi zâmbesc ochii și îmi zâmbește sufletul pentru locul acesta în care ne aflăm. Se aud afară păsărelele vestind a primăvară și noi suntem în casa unui om fain. Îmi dați voie să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și că vom povesti un pic în podcastul nostru, podcast care se numește Dansa Recoarda și care va fi difuzat atât pe Nord TV, la televiziune regională, cât și pe canalele de YouTube și o să-l difuzăm un pic, o să-l mediatizăm un pic să fie de bine. Mulțumim frumos că ne-ați primit. Mă bucur că mi-ați făcut. Știu că ați venit de curând din Israel, ați fost într-o vizită de lucru, oarecumva da. Pe acolo. Ne spuneți două vorbe despre... Da, de lucru, bine ați spus, pentru că noi acolo mergem să promovăm Maramureșul. Am fost invitat împreună cu Consiliul Județean de către Ministerul Turismului să fim pentru două zile la Târgul de Turism de la Tel Aviv. Întâmplarea a făcut să mă viziteze și un prieten drag de acolo, David Zaranga, care a fost ambasadorul Israelului în România și acum el, din câte am înțeles, este ministrul de externe. M-am întâlnit și cu domnul ambasador al României în Israel, domnul Ioanide, un om genial, un om care a făcut multe la viața lui și în continuare a rămas așa un stâlp al românilor. Și cu mulți evrei care au avut și au origini în România și în Sighet, în Alba Iulia, în locurile din țara noastră. Evrei care au o vârstă, 80 de ani deja, dar amintiri frumoase despre România și mulți dintre ei vorbesc impecabil românește. Asta vreau să vă întreb. Ce vorbiți cu oamenii din țările astea străine în care mergeți? Că sunteți un exponent al culturii românești și al românismului în general. Ce vă întreabă lumea în străinătate sau despre ce vorbiți acolo? Lumea are nevoie de povești. Lumea are nevoie să dezerteze, dacă vreți, din luxul pe care și l-au creat acolo în străinătate și să vină în acea formă simplă a copilăriei și a vieții de la sat. Pentru mine, misiunea mea e foarte clară. E o misiune de apostolat. Să le spun oamenilor despre lucrurile simple din România și despre lucrurile care au o încărcătură fantastică. Așa că nu fac decât să le spun povești despre Olărit, despre oamenii noștri, despre simplitatea din satul românesc, despre cumințenia satului românesc și despre sufletul țăranului care atunci când te duci la el acasă, el împreună cu acea bucată de mămăligă pe masă și cu un bar de orincă și ce-ți dă de mâncare, își pune și sufletul pe masă. Noi aici avem încă acest dar de a fi ospitalieri. Le spun despre tradițiile din Maramureș, nu numai că le spun, pentru că atunci când mă duc la expoziție de genul ăsta, le și arătăm. Oamenii sunt fermecați de acel vas care crește în mâinile olarului și în timp ce forez vasul, oamenii pun întrebări și chiar îi las să atingă și ei materia asta nobilă din care și noi suntem creați. Și atunci se întâmplă un fel de miracol, ei luând contact cu lutul, acea necesitate spirituală le este săturată. Pentru că noi avem în noi, pus de Dumnezeu, această necesitate să facem lucruri cu mâinile. Ori omul modern, în ultima perioadă, uită. Și ne folosim mâinile la naviga, la telefoanele mobile. Ei, informația asta prelucrată vizual pe foarte mulți îi scoate din cursul lor normal și îi trece pe o linie, nu știu, nu vreau să zic moartă, dar foarte mulți dintre ei au nevoie de experiență. Și atunci experiențele astea, această experiență prelucrată vizual când lucrez la roată și le mai pun și ei mâna, spunându-le și povești, le trezește interesul de a deveni copii, de a deveni simpli, să se plimbe pe dealuri, să miroase fânul din Maramureș. Le spăiesesc despre lucrurile simple. Când ai mirosit ultima oară o holdă de fân cosită manual? Și atunci el nu știe să răspundă. Unii dintre ei nici măcar nu știu că e o formă de terapie să te duci într-o holdă cosită manual să miroși. Și tot mai des, oamenii care au pierdut aceste lucruri, și mă refer la cei care fac materiale pe National Geographic, în urmă cu 2 ani mi-au călcat pragul, au făcut un material despre un film documentar despre cele mai frumoase mirosuri din lume. Și noi ca și țară, specificul nostru este iarba cosită manual.
No, acea iarbă care intră coasa în ea, nu e doar o iarbă simplă, nu e un gazon englezesc pe care e același. E o iarbă cu multe plante medicinale. Și când acelea sunt tăiate, dezvoltă un miros fantastic. Vedeți? Ei și-au făcut timp să filmăm 2 săptămâni aici, să plimbă, inclusiv filmare printr-un bob de rouă dimineața și cum intră coasa prin lame. Mi-au mutat camere pe coasă, prin spate, peste tot. Mi-a fost greu să cosesc. Cred că am cosit 1 hectare de teren, mi s-au umplat palmele. Cu ei nu te joci. Ei acolo au spus, domnule, vreau să văd transpirație. Deci nu vreau să văd pusă apă, hai că plecăm, care e lumina, am plecat la București și trebuie să ne facem materialul. Asta mai fac domnii de la București. Dar dacă ei ar vrea să învețe, să transmită prin imagine, inclusiv mirosul ăla, vă dați seama ce ar fi România și Maramureșul pentru lumea întreagă. Noi suntem un reper aici. Noi suntem un filon la care se pot racorda mulți dacă sunt deștepți. Numai că acest filon, dacă nu suntem atenți, putem să-l pierdem. Și acest filon se cheamă credință, tradiție și voie bună. Vorbeați de apostolat, vorbeați de miros, vorbeați de natural și de firesc. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră lutul? Pentru mine lutul pe care îl vedeți voi la mine în atelier, nu știu dacă eu îl frământ pe el sau el mă frământă pe mine. Pentru că de atâția ani de când lucrez cu lutul, eu m-am născut într-o familie de meșterolari, mă mândresc cu asta, tata a știut să-mi fixeze valorile și a spus, dragul tati, la 6 ani, tu trebuie să te faci olar. Și nu e o meserie ușoară, e o meserie cu care trăiești în fiecare zi. Lutul ăsta, dacă ar fi să vă spun o poveste, ar trebui să mă duc un pic la o istorie veche de peste 2000 de ani, care se află în Sfânta Scriptură. Așa suntem în postul Paștilor și putem să povestim și despre lucrurile sfinte. Acolo Dumnezeu îl provoacă pe acel învățat al neamului, pe acel profet, să zic așa, să se pogoare în acel text. Textul e foarte frumos dacă îl analizezi din toate punctele de vedere. Dacă îl citești la prima vedere, o să vezi doar un olar care lucrează pe roată. Dar așa, îi spune lui Ieremia, pogoară-te în casa olarului și acolo să te fac să auzi vocea mea. Foarte interesant că Dumnezeu găsește cu cale să-l scoată din confortul lui, cum și pe noi de multe ori vrea să ne scoată din confortul nostru, să ne ducă într-un loc simplu și să ne încarce de dumnezeire, să ne înduhovnicească. Și profetul se lasă provocat de acest gând care intră în cap. Nu știu cum a vorbit Dumnezeu, pentru că multă lume are tot felul de variante despre cum îți vorbește Dumnezeu. Alții aud un tunet, alții aud o voce, alții aud un gând mai puternic, care te împinge, pogoară-te. A te pogorâ înseamnă a te smeri. Noi ca și nație de români avem acest dar al smereniei atât de puternic în noi, încât noi suntem smeriți și nici măcar nu știm că suntem smeriți. O văd alții. Și asta duce foarte mult la simplitatea omului de la țară și la omul cu minte. Și ce că Ieremia se coboară, se smerește, se duce acolo unde e tină, pentru că te duce într-o casă de olar, nu-i frumos, era multă tină acolo, mizerie, și se uita acolo, mă rog, pe lângă pârâu Chedron, pe unde o fi fost olarii ăia pe vremuri, că am studiat, m-am dus mai târziu, am fost de 7 ori la Ierusalim și să mă documentez, mi-a plăcut foarte mult să, după povestea asta, să văd locurile alea. Și zice că olarul făurea pe roată un vas. Dar vasul nu a izbutit așa cum se întâmplă de obicei cu lutul în mâna olarului. Olarul e foarte sigur, m-ați întrebat de meseria, e foarte sigur pe lut când pune mâna pe el și făurește vase. Dar acest vas n-a izbutit. Și l-a luat din nou, l-a frământat încă o dată în palme și l-a pus din nou pe roată și a făcut un vas cum i-a plăcut lui. Și acum vine din nou acel gând dumnezeiesc în mintea lui Ieremia și spune, oare eu nu pot să fac cu voi ca acest olar? Casa lui Israel, vorbește despre nația, despre poporul Israel. Cu alte cuvinte, această remodelare are loc în viața fiecăruia. Noi ca și creștini avem nevoie de înnoire a minții noastre. Și dacă nu avem parte de această înnoire, metanoia, noi nu putem să fim creștini. Pentru că vom învăța un creștinism vorbit de pe buze. Sau fals. Sau fals. Și atunci, în mintea mea, zic, oare nu pot și eu să vă remodelez? Și această remodelare în viața mea a apărut undeva pe la 24 de ani. De aia v-am spus că nu știu ce mă frământă mai mult. Frământ eu lutul sau mă frământă pe mine marele olar în timp ce eu frământ lutul.
Și așa a găsit cu cale să-mi vorbească și a zis, domnule, cum a stricat vasul și l-a făcut din nou? Da, pentru că asta face un olar. Poate să facă din un maldeaz grunțuros, un material care nu este bun, un material care n-a izbutit, să-l mai ia o dată la frământat. Și așa se poate întâmpla și în viața ta, și poate s-a întâmplat, sau în viața mea, sau în viața celor care ne ascultă. Dragii mei, nu vă fie frică de frământare. Frământarea este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Ori noi, la nația noastră, la neamul nostru românesc, pentru că noi suntem un neam ales, așa spune în Biblie, noi, creștinii, suntem un neam ales. Deci poporul român este un neam ales. Dacă noi ne ducem doar cu credința asta în Dumnezeu, că suntem un neam ales, orice frică care vâje în jurul nostru și se învârte, și auzim în fiecare dimineață la radio, la televizor, peste tot, ăștia sunt pe noi, suntem frice. Dacă tu ți-ai legat credința de Dumnezeu și nu mai ai frică, neamul nostru este binecuvântat. Noi suntem aleși. Noi suntem în cău cu palmei lui. Eu cred, până la moarte o să cred, că oricine ar vrea să se atingă de nația asta noastră, se pune cu Dumnezeu. Noi aici suntem în grădina Maicii Domnului. Ei când intră peste intimitatea noastră, noi îi primim, îi punem la masă, le dăm de mâncare, le dăm așternut curat, îi facem să simtă bine. Dar dacă ei vin cu gânduri în mintea lor să ne cotropească, nu au șanse, pentru că nu se luptă cu noi, se luptă cu Dumnezeu. Așa că, văzând această imagine, cât de simplu olarul pune și mai frământ o dată vasul, mi-am dat seama că în viața mea cel mai benefic lucru care s-a întâmplat a fost frământarea. Și a fost o frământare destul de grea. La 24 de ani, când eram un ateu convins, nu vreau să cred în Dumnezeu, aveam fluturi și în stomac și în cap, mi-am dat seama că acea frământare scoate din mine afară impuritățile. Pentru că atunci când lutul, eu când frământ lutul și îl scot de la 2 metri, smul de acolo și îl frământ, ies afară impurități. Ies pieticele, ies bucăți de lemn, ies... Ce-a pus Dumnezeu acolo? Ce s-a amestecat cu lumea? Și atunci acea frământare ies impuritățile ca să poți să faci vasul modelabil, să fie cât mai maleabil. Și zice că a făcut un alt vas și atunci s-a trezit Ieremia și a zis tot ce este în mâna lui Dumnezeu poate fi transformat. Așa cum este lutul în mâna olarului, așa sunt viețile noastre în mâna lui. Și dacă pornim cu credința asta în suflet, nu mai poate să fie frica. Frica este una dintre cele mai puternice unelte a celui rău. Și când el ne înfrică, pe fondul ăsta fricii poate să face ce vrea cu noi. Așa că mă las în continuare, nu știu în ce fază a vieții, pentru că fiecare vas pe care eu îl făuresc, începând de când l-am scos de la 2 metri, 3 metri, acea bucată de lut, când o vezi prima dată, o să zici, ce o să facă din ea? E tină, se leagă de picioare, îți vine zonă, de ce? Uite, eu sunt cu lut acum, cămașa asta, săraca nevastă mi-a vrut să o curețe când am intrat în podcast, dar nu a ieșit. E cămașa, nu mi-e rușine de lut. Lutul este cel care mi-a dat ființa și începutul. Sunt din aceeași materie nobilă, creat de Dumnezeu. A suflat peste mine suflare de viață și peste toți. Dacă noi nu ne vedem în continuare starea noastră normală ca fiind un bulgăre de lut în mâna lui Dumnezeu, suntem cei mai nefericiți. Dar acea bucată de lut pe care olarul o bagă în atelier, el știe ce o să iasă. El știe că o să iasă un vas frumos. Dar trebuie să treacă prin procesul de frământare, de zdrobire. De pe urmă vine turnat apă, se înmoaie și apoi îl făurești pe roată. Și nu e gata. Pentru că acel vas trebuie să se usuce, trebuiește șlefuit și apoi este ultima probă care este cea mai grea probă. Este proba focului. Și îl bagi în cuptor și acolo vine temperatura de la 30 de grade până ajungi la 1000 de grade. Și atunci tot ce e materie organică arde și rămâne un vas care când îl lovești, o să vă duc în atelier să vă arăt, are un sunet minunat. Așa trebuie să fim noi. În vechime olarii li se întâmpla să le mai fisureze vasele. Și atunci ce făceau ei? Luau ceară, topeau acolo, șlefuiau bine, nu se vedea și mergeau cu ele în târg. Dar erau olarii scusiți, care odată ce a ieșit vasul din cuptor, nu este fisurat. Și mergeau în târg și îl loveau și strigau sine cera, fără ceară, de acolo cuvântul sincer. Ori noi dacă suntem sinceri, atunci când o să avem probele în viață, o să sunăm ca un clopot, fără nicio fisură. Despre asta e vorba în acea poveste în care marele olar frământă și ne frământă viețile noastre. Și l-a dus pe Ieremia, l-a scos din confortul lui, așa că, dragi ascultători, mai ieșiți din confort. Mai plimbați-vă că vine primăvara și vine vara, plimbați-vă desculți. Mai mergeți și vorbiți cu femeile din sat, cu oamenii din sat, să vedeți câte povești frumoase au să vă spună. Și învățați de la ei, pentru că ei sunt conectați cu Divinul. Pe mine mi-a dat o lecție de viață o femeie de 86 de ani care n-am să uit niciodată. Și o tot repet. O repet și cu toate că îmi spune lumea, bă, mi-a spus o dată povestea aia. O să o spun la infinit, pentru că m-am întâlnit cu o sfântă.
Oamenii, sfinții de astăzi, vreau să vă spun că s-au deghizat în pensionarii noștri și umblă printre noi. Ori noi, cu mașinile noastre scumpe, nu putem să-i vedem. Suntem la o distanță de ei. Dar ei, ca și niște sfinți și sfinți fiind, merg în continuare și își urmează cursul vieții, crezând în viața de apoi mai mult decât în viața asta. Cățelușa mea, acum. Da, ne... o iubită, o frumoasă. Am un obicei în fiecare an, cu scumpa mea doamnă, mă lasă să mă... Vreau să mă asigur că încă mai trăiesc. Și atunci am nevoie, după ce trece vara și toate poamele sunt coapte, am nevoie să mă duc singur, eu cu mine. Eu cu mine, fără telefon și fără bani. Pentru că sunt două accesorii pe care noi avem impresia că fără ele murim. Și am spus ei, dacă o să mor 4, 5 zile, 9 zile am fost cel mai mult, atunci înseamnă că merit să mor. Și m-am dus aici, prin Marea Mureș, unii mă cunosc, alții încerc să nu mă cunoască și încerc să nu stau 2 zile în același loc. Nu cerșesc pentru că fac voluntariat. Voluntariatul este, dacă vreți, abecedarul creștinului. Începem cu A, să faci bine aproapelui tău fără să ceri nimic. Dar țăranul român, dacă le-a ajutat să sculoagă bostanii de pe câmp și le-a ajutat să dea de două ori cu coasa, în mod natural și creștinesc te invită la masă. Și atunci eu, dacă splămând după 2 zile de mâncare numai mere din pom, trag într-un sat și-l ajut pe un om să facă ceva, că el mă va invita la masă. Și fii atent, se întâmplă un lucru extraordinar. Atunci când te pune la masă, apare comunicarea vie. Noi avem schimburi informaționale. Te cunosc pentru prima oară, o să-ți povestesc despre oale, tu îmi povestesc ce faci, toate alea. Dar e la nivel informațional, de aici. Ori țăranul român duce lucrurile aici și vorbește inima. Și când îți spun o poveste de-a lui, peste 30, 40, 50 de ani, cum a fost când a fost copil, te încarcă spiritual, pentru că spune o poveste cu tâlc. Și tu o rumegi dacă ai timp, dacă nu ești prea grăbit. Dacă ești prea grăbit, o să faci un selfie cu el, o să-ți pui pe Instagram sau pe Facebook sau pe ce o să-ți pui și o să zici am fost pe acolo, numai că mă duc fără telefon și foarte bine fac, pentru că atunci când sună telefonul te duci. Ia, l-am pus pe silențios, ăsta e telefonul meu ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Și în perilajul ăsta meu, că vreau să ajung la discuția sensibilă și pe urmă te mai las să mă întreb, că mi-ai dat drumul, sunt un elementul meu. O să spun ceva, mie îmi plac poveștile din spatele personajului, asta vreau eu cu podcastul meu și asta o să facem. Nu o să spun chiar pe toate, că sunt multe. Acolo, într-un sat, am întâlnit o femeie bătrână care m-a invitat în casă, săraca vrea să-mi arate, eu am aranjat un pic lemnele pe lângă casă și o zic, dragul mami, nu ești flământ? Și am zis, nu-s flămânele, Florica. Hai că ți-a hiflământ sufletul, hai până în casă. Nu, fii atent, ce vrea să spună femeia asta, măi? Hai că ți-a hiflământ sufletul. Noi pe lângă trupul ăsta care îl vedem și îl hrănim în fiecare zi, avem și un suflet. Dacă nu hrănim sufletul nostru, suntem niște cadavre ambulante care ne mișcăm printre oameni, murim și nu ne dăm seama că am murit. Și femeia asta de 86 de ani a început să-mi arate perdelele, cum le-o cuciur, cât o împuns, ce-o făcut, mi-au arătat lipideaule, mi-au arătat ochiile, cât i-o făcut de când a fost fată. Dar m-am uitat în casa aici și am văzut un geam mic, avea o casă mică de humă și am zis, vele Florică, cum ți s-o văzut să împungi atâta pe-n fereastra asta? Și o zis, dragul mami, pe-n fereastra asta am văzut lumea 86 de ani. 86 de ani eu am fost de ajuns să vadă lumea printr-o fereastră. Da, zice, voi pe ce fereastră vă uitați? Și am stat și m-am gândit, bă, oare noi pe ce fereastră ne uităm? Pe fereastră asta așa, uite așa, și suntem lipiți acolo și fereastra asta ne teleportează în tot felul de drăcăvârii pe copiii noștri, duce în ispită și ne dăm seama că nu mai avem contact cu realitatea. Femeia asta mi-a pus o întrebare genială. Voi pe ce fereastră vă uitați? Și ce vedeți pe fereastră? Hopa, ce vezi, Danleș, pe fereastră? Ce vezi, dragul meu, pe fereastră? Ce vedeți pe ferestrele alea care toată ziua sunteți așa? Și unde o să vă ducă ferestrele astea? Că dacă noi nu ne trezim ca și nație și nu ne ducem din nou la sursa noastră, la Dumnezeu, noi suntem pierduți. Dar nu o să fim pierduți pentru că noi vom ajunge atât de jos în cloaca asta de mizerie pe care voi o vedeți acum, începând cu toate mall-urile astea și toate fast food-urile și toate astea, o să ajungem atât de jos încât ne vom dori să fim și vom fi setoși după adevăr.
Și trebuie să ajungem acolo jos și așa e treaba, că bătrânii spun. Zice, voi citiți cărțile alea care se citesc ușor și se înțeleg greu. Dar lucrurile se întâmplă iar. Așa că dacă noi uităm de sursa noastră, energetică, să zic așa, de bunul Dumnezeu care ține mână pământul ăsta, noi suntem nefericiți. După ce m-a întrebat pe ce fereastră vă uitați, mi-am dat seama că la mine în casă este o fereastră, numită televizor. Și m-a și mi-a spus televizorul afară din casă. Dar eu nu vă cer să nebuniți săptașa ca mine. Dar vă spun că nu am niciun regret. Nu am niciun regret că am telefonul ăsta cu butoane și n-am niciun regret că nu am mașină ultimul timp. Mă duc cu mașina undeva să mai consumă 4%. Dar ce am eu aici în suflet, credința mea, nu mi-o poate lua nimeni. Și faptul că fac ce îmi place la mine acasă și îmi bag mâinile în lut și făuresc oale și le spun la copii povești, dimineața înainte să vineți voi, mi-au fost 100 și ceva de copii în curte. Să povestesc cu ei. Și au răbdare, pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să le captez atenția. În timp ce lucru cu ei, să le spun și câte o poveste. Și merg și îmi spun, mă întâlnesc cu ei pe stradă, am elevi care de 20 de ani, de când am aici atelierul, de peste 20 de ani, au crescut mari. Și mă opresc pe stradă, zice, n-am uitat ce mi-ai spus atunci. Și de ce spun că noi avem o lucrare de apostolat cu casa asta olarului? Pentru că oricât a striga, și dacă strig în pustie, eu trebuie să-mi fac datoria. Dacă noi am călcat pe pilonii ăștia din noroi, pe moșii și strămoșii noștri, ca să ajungem să nu stim în chină, și eu la rândul meu trebuie să fiu acolo, cineva să calce pe umerii mei, să treacă mai departe. E datoria mea de apostol. Și vreau să vă spun un lucru, nu vreau să mi se urce la cap, dar vreau să spun că nu sunt chemat decât să afân sufletul celui care îmi calcă pragul. Și sufletul privitorului, că acum cineva ne privește. Asta face un artist. Afână sufletul privitorului. Și dacă privitorul ăla are sufletul afânat, atunci când vine sămânța dumnezeiască și ptică pe terenul ăla afumat, sămânța încolțeașă și crește. Dar deja, dacă tătă ziua ai fi cu capul în televizor și pe internet și cu mașina ta scumpă, cu cotul pe geam, sufletul tău ți se împietrește și plânge. Și nu știi de ce nu ești fericit seara, de ce n-ai somn, de ce nu poți dormi, de ce nu poți mânca, de ce ai depresie și mergi la toți psihologii. Care psihologi? Lelea Florica, dacă stai de vorbă cu ea 15 minute, o muriți, dacă Dumnezeu să ierte, sau altul din statul românesc, cel mai bun psiholog. Nu vă mai stricați banii pe psihologi. Duceți-vă la psihologul creației, Dumnezeu. Și spuneți-vă, lăsați-vă oful. Și mai ascultați să vedeți că sunt. Mai citiți Sfinții Părinți, hai să citim pe Ioan Alălile, Valeriu Gafencu, oameni care au pătimit în pușcările comuniste și le-au fost bugătcălau pe Dumnezeu. Și s-au rugat și pe tutorționarul lor. Aia, creștinismul este jertfelnic. Dacă eu nu mă jertfesc astăzi pentru copiii și pentru care urmează să le spun lucrurile astea, înseamnă că eu sunt egoist. Materia, carnea, trupul își dorește confort. Își vede, se cheamă în postul mare. Mi-a zis duhovnicul, dacă vrei să-ți fie ușor, nu mânca 3 zile nimic și nu bei nici apă. Ține-l în frâu. Că după aceea când îi dau un pic de apă la trupul ăsta care îți face multe farse, ne face farse trupul ăsta, atunci el a vedea apa ca pe un lucru dumnezeiesc. Și apoi duce 10 zile numai cu apă. Nu vreau să fac din asta un spectacol. Dar vreau să mă asigur că eu sunt pus la dispoziția lui Dumnezeu și are Dumnezeu să-mi vorbească ceva, numai pontărâm curat. Că dacă noi nu ne curățim și băgăm în noi, dă-i cu gin, dă-i cu bere, dă-i cu nu știu ce, mănâncă carne, mănâncă aia, fă, te giftuiești, pune-te în pat, stai cu picioarele pe comodă și uită-te la un film. Atunci trupul ăsta nostru de carne este atât de infectat încât nu mai poate acea sămânță să încolțească sămânța divină în noi. Și asta văd eu foarte, foarte prezent la țăranul nostru de la țară român. Cu mințenia, legătura cu Dumnezeu. 4 clasă. Și m-a întrebat pe ce fereastră ne uităm noi. Și fii atent ce îmi spune. După ce dau să ies, deschide șifonerul cu o mână tremurândă, săraca, micuță, ușa, scârție. Și mi-a arătat, zice, hai să-ți arăt cea mai frumoasă rochie pe care o am. Lele Florică, vreau să o văd. Și o rochie albă de sus până jos. Alb. Și am zis, Levelu, dar n-ai purtat-o niciodată. N-am purtat-o. Asta e rochia cu care voi fi îmbrăcată mireasă când mă voi întâlni cu mirile meu ceresc. N-o fi atent cu credința omului simplu de la țară în viața de după moarte. Și aștepta clipa. Dar știi cum o aștepta? Cu bucurie. Bucurie. Moartea este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în viață dacă nu ești singur acolo la joacă, decât ești cu Dumnezeu. Și aici vreau să-l pomenesc pe Badea Piții și Dumnezeu să-i ierte, avea o vorbă când încheia ceva, asahița lui Dumnezeu. No, asta îmi doresc eu
în primul rând pentru mine și pentru casa mea și pentru ascultătorii mei, dacă ne vom cuminți și ne vom zmeri ca și nație, cu mine în frunte, nu-s mai grozav ca ceilalți. Știu ce gânduri, mai vin gânduri pe adresa veche, stai liniștit și să vezi cum vin, mai ales când postești. Pentru că nu te lasă cel rău. Când ai fost acolo lui, ți-o dai de tăcea, zici, dă-i, fă asta, fă aia, de tăcea. După aia, când ai trecut în partea asta altă, îți mai trimite gânduri. Și aici e problema. Noi cu gândurile astea trebuie să luptăm. Nu trebuie să ne luptăm noi. Amai de mine ce grozav e Dan Leș că ține postul. Dacă Dan Leș ține postul și are răutate în suflet și nu l-a iertat pe X sau pe Y sau îl bârfește pe aproapele lui, l-a ținut degeaba postul ăsta. Degeaba. Noi trebuie să postim, să facem legământ cu gura noastră să vorbească numai de bine și noi ca și nație avem o problemă pe care trebuie Dumnezeu, dacă ne-a putea scăpa de ea, un fi foarte fericit. Bârfa, frate. Ne tă bârfim. Nu faceți un exercițiu, o săptămână, să nu vorbiți numai de bine. Îi zice prima dată că e ușor. Dar după aceea îi vedea câte gânduri îți aduce. Și cum îți vine așa de ușor să-l demigrezi pe aproapele tău. Gândește-te când aproapele tău locuiește Hristos. Noi suntem cu Hristos ascunși în Dumnezeu, adică Hristos locuiește în noi. Noi, eu nu pot să scrijelesc chipul lui Hristos. Este în mine, în trupul ăsta de carne, în templul ăsta. Hristos este valoros în mine. Dacă îl scoți pe Hristos afară din Dan Leș, Dan Leș poate să rămână un iubitor de bani, un iubitor de alcool, un lacom, un orice, da, fără Hristos. Când locuiește Hristos în trupul ăsta, se schimbă situația. Deci dacă mă laur cu ceva astăzi, mă laur că m-o găsit și pe mine, acel olar divin, m-o luat de acolo de jos, plin de chină, și m-o dus în atelier. Și m-o frământat. Și după aceea nu știu în ce fază mă aflu acum. Dar am o siguranță, sunt în atelierul lui. Și de atâta timp cât sunt în atelier cu el, ce-a vrea el să facă de mine e cel mai bine. Nu trebuie eu să mă compar cu ăla. Marea problemă e că noi ne tot comparăm. Vreau să am mașină ca tine, vreau să am casă ca ăla, vreau să... Nu. Eu sunt al lui și mi-ajunge. Asta e dovada de credință. Și nu mai e nicio frică. No, iartă-mă că mi-am dat drumul. Nu, îmi place. Am tăcut pentru că îmi pun și eu întrebări și m-am gândit la fereastra mea. Pe ce fereastră mă uit eu. Și îmi tot dau răspunsuri sau, mă rog, încerc să-mi dau răspunsuri. N-am înțeles, dacă ar fi să sintetizăm într-un cuvânt ce ați spus despre Lut, eu spune Lut egal Dumnezeu. Oare greșesc? Tot ceea ce e în jurul nostru este materie. Acum, pământul este viu. Degeaba credem noi că putem te scoate din el și te face și arunca peturi în apă. Pământul ăsta când s-a scuturat odată e așa. Îți vede că numai un pic s-a scuturat. Dumnezeu să ne păzească. Ați văzut ce e în Turcia. Mă rog pentru oamenii aceia de acolo, chiar dacă nu sunt creștini ca mine. Creștinismul nu e despre a ridica numai pe creștinul neortodox de jos. Creștinismul este de a ridica și pe musulman, de a ridica și pe greco-catolic, și pe baptist, și pe neoprotestant, oricine ar fi. Îți frați în Domnul Hristos. Și Hristos, când ne-a făcut pătăți, ne-a creat. O pus chipul noi, chipul lui. Eu zic în felul următor. Dacă noi nu avem grijă cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, așa se întâmplă. Noi le facem, nu le facem. Nu. Ce să zic? Nu știu ce întrebare mi-ai pus. Nu ziceam dacă am înțeles și dacă am dedus oare cumva acel cuvânt. A, da. Dacă Lut egal Dumnezeu. Dacă ar fi să dai o definiție într-un cuvânt al Lutului, al creației, ar merge înspre Dumnezeu. Asta am înțeles eu. Da, da, da. Toată materia, tot ce este, este compoziția lui Dumnezeu. Nu este doar, să nu-i ducem pe ascultătorii noștri în eroare. Eu cred că tot universul ăsta când pulsează, e Dumnezeu acolo. Peste tot. Nu pot să-l limitez pe Dumnezeu doar la Capela Sixtină al lui Michelangelo, cu Dumnezeu acolo când atinge un deget. Chiar dacă în imaginea fiecărui copil s-a creonat acea formă cu plete, un bătrânel care stă, că avem, când zicem Dumnezeu, avem o imagine. Dar dincolo, depășind timpul, bariera asta a timpului, a spațiului, a volumului, a gravitației, oare cum se întâmplă lucrurile? Cine știe cum se întâmplă? Mai numai Bunul Dumnezeu, e o taină aici, noi ne putem băga în tainele astea. Și sunt foarte nelămurite tainele inimii noastre și a sufletului nostru. Mai bine numeri stelele de pe cer și nisipul mării decât să cauți să-ți dai explicații la taina sufletului tău. Că nu o să poți să găsești. Dar în schimb, Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu când vezi că lucrurile merg bine. Sunt matca lor.
Nu, ne-am iertat două minute sau cineva. Nu, e o înțelegerea mea cu el. Am înțeles. Avem timp suficient, nu ne grăbește nimeni. Okay. Vreau să te întreb ceva. Acum ne tutuim, că nu așa ne-am înțeles și nu-i ca bani. Să nu jucăm în teatru. Eu sunt mai bătrân ca tine că-s bunic să și am prin nepoți, da? Auzi, mă bucur când mă tutuiești, pentru că noi câteodată și pe Dumnezeu îl tutuim. În lumea mea și spunem, îi spunem Doamne, dar câteodată îi zicem și tu, Doamne. Da. Făceai acum câțiva ani, și mi-aduc aminte că am fost, suntem în postul Paștelui, la procesiunea aceea în Joia Mare a lui Iisus Hristos. Oare ai putea să ne spui ce simți sau cum se transpune omul în situația asta? Care au fost trăirile tale acolo? Măi, lumea vrea să vadă ce simți. Dar știu că toată lumea venea să mă întrebe dacă am căzut, ce simți când joci, ce gândești. Am avut destui prieteni care atunci când am ieșit prima dată cu crucea pe drum, au zis, m-a încurajat grozav. Mi-au spus, o să mori, o să nebunești. Chiar și părinții mei mi-au spus, Doamne ferește să faci lucrul ăsta. Și trebuie să recunosc că o areșcare frică m-a încercat. Dar totodată am fost mânat de acel gând lăuntric care s-a născut în mine, în inima mea, pe Magheru, în București. Era atâta forfotă și circulație, încât m-am simțit la un moment dat epuizat de putere. Alergau jeepuri, cozonaci, mașini, canouri. Și m-am simțit așa gol de putere, niciodată m-am pus jos pe bordură. Și am stat și m-am uitat la ei. Și am zis în gândul meu, mi-am uitat un gând, oare cum ar fi dacă printre mașinile astea ar apărea acum Hristos cu crucea, numai să treacă printre ei. Să le încurce un pic circulația. Oare ei își mai aduc aminte, mai știm noi despre ce e vorba la sărbătoarea Paștelor? Sau credem că trebuie să cumpărăm mai mult, să ne giftuim, să facem? Vine iepurașul, copiii deja asta așteaptă. Și mânat de gândul ăsta, nebunesc, a zice, pentru că am oarecare doză nativă în mine și de actor. De la școală mi-a plăcut să joc teatru, în sensul că îi cam îmbâligam pe profesori. Am zis, oare nebunia asta dacă s-ar materializa? Ai avea curajul să ieși pe stradă, să faci, ca și un semn, ai ieșit așa ca un semn de protest la început. Și hai să o fac. Și atunci mi-am strâns o mână de prieteni pe care îi aveam, tineri, pentru că nu ne-a acreditat nimeni. Vă dați seama cum ieși cu nebunul cu crucea pe stradă, ba mai mult ce o să zică lumea, bă, dacă pățiți ceva. Și am ieșit pe stradă cu niște copii. Tineri care nici n-aveau bări, s-au dat de la toba, de la mașină să-și facă bări. Și am făcut costumații cum am putut noi cu mâna noastră și am ieșit printre oameni. Am pus muzică pe două, trei boxe, cum le aveam acolo, și am ieșit prima dată înainte să se lanseze filmul lui Mel Gibson, cred că vreo 16 ani, nici nu mai știu, nu mai țin minte. Dar am văzut atâta lume care ne-a urmat și au venit pe platou. Și au venit să uita la noi și toată lumea aștepta ceva. Și noi nu știam ce să le spunem oameni, decât că le-am cumpărat noi din bănuții noștri niște bilete la film și le-am dat cadou la oameni că au venit acolo. Și mi-am dat seama că este o nevoie mare ca acolo să fi fost un preot, să le vorbească despre eveniment. Pentru că noi eram pe stradă. Și după multe negocieri am reușit să avem un vorbitor care să vorbească despre aceste lucruri chiar și pe stradă mergând. Și pe urmă fenomenul a luat amploare, am făcut-o în Baia Mare de mai multe ori, după aia am început să facem la Timișoara, după aia la București și apoi în multe locuri din țară. A fost multă lume, am ajuns să jucăm cu Maia Morgăștern, vă dați seama, să jucăm cu Maia Morgăștern la București, pe magazinul Cocor, cât îl vedeți de mare, înainte cu o lună apărea afiș cu Maia Morgăștern, Dan Leș, drumul crucii la București. Au venit lumea și țara pe acolo, pe Lipscan, peste tot, le-am încurcat circulația, lume, plângea, alții. Oamenii se comportă interesant să vadă, mulți dintre ei au nevoie să fie șocați. Și atunci, pe acel fond al muzicii, al biciurilor, centurilor romani, machiajul care și-a făcut foarte bine treaba, erau sensibilizați. Am văzut oameni, am văzut un om care m-a zguduit când am văzut că a lăsat plasele jos, a scos de aici vodcă, a pus-o jos, a spus, era burdușit. Și a spus, nu mai vreau. Și a spus, extraordinar, dacă ajungi până acolo, într-un moment să-l conștientizezi pe un om, că nu-i vorba numai despre mâncare și despre băutură, e vorba despre Hristos care a murit și a înviat ca eu, păcătosul, să am împăcare cu Tatăl. Și să pot spune,
rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoșul, după mare mila ta. Atunci când omul conștientizează pe acest fond faptul că se poate întâlni în fiecare moment cu Dumnezeu. Noi astăzi vorbim frumos. Dacă mâine mă întâlnesc față în față cu tirul, o să vorbească lumea, o fost Dandeș. N-am nicio siguranță a zilei de mâine. În schimb, eu trebuie să am în fiecare zi siguranța mântuirii în mine. Dacă eu astăzi plec, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, trebuie să am siguranța asta. Trebuie să fiu împăcat în fiecare moment cu Dumnezeu. Dacă m-am certat dimineața cu soția, nu pot să las apună soarele fără să mă împac. Eu trebuie să mă împac cu El. Ei, că facem multe boacăne, facem. Suntem copiii Lui care picăm, ne noroiem, ne ia tata, ne spală și iar ne... Asta e jertfa cristică. Deci asta s-a întâmplat la cruce în urmă cu 2000 de ani. Hristos a murit pe cruce ca mie să-mi fie spălate păcatele. Și să am înaintea celui rău o dovadă clar. Domnule, m-a spălat Hristos. Acolo la cruce. L-a spălat și pe dușmanul ăla care stătea lângă El și a zis păi, dacă ești tare, dă-te jos de aici. Alaltă a spus, nu. El nu a făcut nimic, noi am făcut. Și atunci îl mântuiește. Pentru că apare acel gram de pocăință. Și asta trebuie să avem noi și ca și nație și ca și indivizi, pocăință în fiecare zi. Spune la un moment dat de o sintagmă pe care, la care mă gândesc și eu de multă vreme. Ne ghidăm viața după vorba ce zice lumea. Lumea. Ce, adică eu nu fac o chestie pe care o simt sau mi-o doresc să o fac pentru că mă gândesc, oare ce zice lumea? Când om scăpa noi românii de chestia asta cu ce zice lumea? Fai, când o-i scăpa eu? Când i-ai scăpa tu? Toți, nu numai noi românii. Asta e o problemă foarte interesantă și la orice nivel ai ajunge. Că eu totuși mi-am permis așa un confort, am zis, păi, și artiști, și olar, îmi permit așa să mai trăiesc cum îmi place mie, în sensul cum îmi place, în mod frumos. Nu vreau să înțeleagă că trebuie să dăm curs ispitirilor care apar în fiecare zi. Pentru că noi suntem ispitiți în fiecare zi. Noi ne luptăm cu ispita. Noi nu lăsăm pofta aia care să se cuibărească noi. Pentru că dacă lași pofta din tine să-ți dicteze viața, când va veni ispita, ispita cu pofta fac casă bună, se întâmplă păcatul. Deci pe un om, dacă nu numai așa că a venit ceva și te-a ispitit, dacă în tine există dorința asta de pofta și de abia aștepți ispita, când a venit ispita, ești mâncat. Nu te poate scăpa numai Dumnezeu. Și de aia trebuie să zici, Doamne ajută, că nu ești tu puternic, numai Dumnezeu te ajută. Nu fii atent cum a zice lumea, ce a zice lumea. Eu la un moment dat așa mă gândeam eu despre mine, veneam de la Oradea, și am zis, măi, ce prostie să tot umbli după gura lumii. Dacă Hristos, Domnul Hristos umbla după gura lumii, nu mai stătea la fântână cu femeia samarinană, de vorbă. Dacă Domnul Hristos zicea ce zice lumea, nu mai stătea de vorbă cu femeia prinsă în prea curvie. Păi vă dați seama ce chestie interesantă acolo. Erau toți pregătiți, cu pietre în mână, cei care aveau legea, care știau, a păcătuit. Există legea Harului, care o dă Hristos, și există legea care te condamnă. Și femeia a fost prinsă în curvie. Și toți gândiți-vă, faceți un exercițiu de imaginație, pun mâna pe bolovanii aia colțoși. Femeia era acolo și zice, am să-i dau să-i țâșnească sângele, să-i sară ochiul. Gândiți-vă ce crud poate să fie omorât cu pietre. Și apare Domnul Hristos, liniștit. Și ăștia erau pregătiți cu pietrele în mână. Să arunce. Zice, hai, l-am prins acum. Legea spune clar, ei n-are cum să nu respecte legea. Și noi acum să-l vedem. Spune, ce zici? Domnul Hristos, dă-l liniștit și lasă, se uită la ei. Se jucă acolo pe nisip, cu degetul. Și zice, cine n-are păcat să ia primul piatra și să dea. Genial. No, acum vreau să vă spun ceva. Pietrele care le avem noi astăzi, cu care dăm, nu mai sunt pietrele de jos, dar sunt vorbele noastre. Eu pot să arunc o vorbă care doare și pe prietenul meu sau pe aproapele meu sau pe vecinul meu, 3 ani de zile să-l macine ce i-am aruncat, astea sunt pietrele. Dragilor, aveți grijă. Nu mai aruncați cu pietrele astea din gură. Vorbiți frumos despre oamenii din jurul vostru. Lăudați-i, în ciuda faptului că nu vă plac. Iubiți-i. Domnul Hristos, după ce fiecare... Acum, eu sunt cu piatra în mână. Și mă uit la tine. Și poate îmi dau seama că poate am fost împreună la acea femeie, că acolo nu era și cu cel care a curvit. Păi oare n-am fost și noi cumva? Oare eu chiar n-am păcat? O, bun, dar eu vreau să dau primul cu piatra, dar tu știi că m-ai văzut pe mine nu știu când, că am făcut ceva. Și nu pot să zic că n-am păcat. Știți, da, aveți, legea e bună, dar să dea primul ăla care n-are păcat. Poftiți, dați. Mai puteți să dați, nu mai puteți să dați. Deci noi dacă ne vedem în planul ăsta dumnezeiesc, egal, de aceea Domnul Hristos ne numește copii, ne numește frați, El vine să ne împace în primul rând cu El și pe urmă așa, noi cu noi. De aia crucea e și așa deschisă.
Și interesant ce zice lumea. Dacă Domnul Hristos umblea, după ce zice lumea, creștinismul nu exista. Mă veneam de la Oradea către Baia Mare. În mașina mea, cu aer cald, afară erau minus 5 grade și veneam de la Oradea, am fost undeva la o prezentare și pe drum, pe dreapta, la minus 3, 5 grade, nici nu știu cât era, frig afară, o fată siluetă, dezbrăcată, își vindea trupul. Era în frig. Și am trecut. Și îmi vine un gând în minte. Întoarce-te înapoi, invită-o în mașina ta, 30 de minute, dă-i 200 de lei și vorbește cu ea despre Dumnezeu. Dar vine alt gând. Băi, ce a zice lumea? Pe tu te cunoaște? Îți cunoaște cine numărul? Cine știe? Poate vine cineva pe acolo tocmai atunci. Și mă rog mai departe și nou vine gândul. Ce-ți pasă ce zice lumea? Are nevoie să se încălzească. Era în pusedate, nici nu erau sate pe acolo. Era dezbrăcată, afară minus 5 grade. Păi cum te oprești tu cu mașina? Să o inviți să stea cu tine în mașină și poate te vede cineva. Dar vedeți, Hristos de multe ori se face de rușine și nu-i pasă ce zice lumea, îi pasă de sufletul ăla de pe stradă. Și vreau să vă spun că dacă Domnul Hristos ar veni astăzi pe pământ, s-ar putea să-l găsim pe variantă, s-ar putea să-l găsim în cele mai jegoase cluburi în care ăștia cu acum venă, vorbind cu ei. S-ar putea să avem o surpriză. Să nu fie chiar în bisericile în care credem noi că ar fi. S-ar putea să fie acolo nerecunoscut de oameni. Ăsta este Hristosul care nu-i pasă decât de planul dumnezeiesc. Și Dan Leș merge mai departe și nu se întoarce ipocritul să-i zică la femeia aia, fata aia, vină cu mine în mașină, poftim 200 de lei, ăsta e timpul tău, 200 de lei, poftim 200 de lei, stai cu mine o oră. Vreau să-ți povestesc despre Marele Împărat care iartă, care iubește și care schimbă viața. Nu am curajul, pentru că ce o să zică lumea? Nu avem curajul să ieșim dintre ziduri, să ne ducem pe stradă la oamenii ăia care jos, să-i luăm în brațe, să le spunem, ești valoros înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în el locuiește chipul lui Hristos. Atâta timp cât are viață, Hristos este prezent în el. Și dacă noi uităm adevărul ăsta și ne uităm de aproapele nostru și avem numai relațiile în cercurile în care ne plac, pentru că când te duci undeva la cineva la masă și îți dă un vin bun și o mâncare bună, cu el îți place să stai. Dar prea puțin mergem în închisori, prea puțin mergem acolo unde doare. Hristos asta a făcut. 90% din activitatea lui a fost afară. Printre oamenii ăștia, pentru că spune la un moment dat, erau șchiopi, orbi, vai de capul lor, erau mulți care îl înconjurau. Vă dau o temă, dacă mă ascultați și căutați că este și audiobook. Marele Inchizitor, Dostoievski, o carte genială, frații Karamazov. Când Domnul Hristos revine a doua oară pe pământ și nu-l cunoaște lumea, îl cunosc numai săracii. Și la un moment dat vine Marele Inchizitor și zice, băi, dar ce ai venit să ne încurci lucrurile? Toate merg bine. Tu vezi că oamenii n-au nevoie de libertatea ta. Hristos îți dă o libertate după ce te întâlnești cu El, că orice lucru pe care îl vei face, îl faci cu bucurie. Și mă duc la locul meu de muncă ca și la altarul meu, unde mă joc cu lutul și făuresc oale și fac figurine și nu mă interesează dacă le vând. Le fac cu drag. De aia lumea simte atunci când un lucru este făcut, amprentat, De acel duh călăuzitor bun, de Duhul lui Dumnezeu, că noi facem tot ceea ce facem, noi putem face lucrurile cu nodul ăla în gât, mă luc la serviciu, că așa a zis șeful, sau mă duc bucuros. Ce am de pierdut dacă mă duc bucuros? Hristos, dacă este în mijlocul nostru, o să facă să-mi treacă rușinea și să fac numai ce îmi spune El. Mă înțelegi? Că asta a fost. Și m-am dus mai departe cu mașina și nu m-am întors. M-a apucat așa o silă de starea mea, ipocritule. Păi vorbești frumos, le spui la tot felul de... Dar n-ai fost în stare să te întorci înapoi, să stai de vorbă cu fata aia. Și mai târziu pe stradă, mai văd o femeie care făcea stopul și avea în viteză. M-am dus, m-am întors, aia au văzut, o rămas săraca încremenită. Ce, v-ați întors pentru mine? Spune, da, m-am întors. Unde mergeți? Mă duc la Carei. Ce faceți la Carei? Mă duc să ajut o bătrânică, că n-are pe nimeni. Mă duc până la ea. Și ce, Dumnezeu, vezi? De multe ori oamenii lucrează și dacă nu vorbesc. Eu vorbesc foarte mult. Să mă păzească Dumnezeu să dezmintirea asta a succesului. Pentru că succesul e o armă periculoasă. Care lumea spune, ai succes. Știi, acolo te poate duce într-o zonă în care să umbli după succes și să nu mai umbli după lucrurile sfinte. Cel mai bun lucru pe care și analiză pe care pot să mi-o fac seara în oglindă este să mă analizez ce am făcut astăzi și ce pot să fac mâine mai bine.
Și dacă sunt mâine un pic mai bun ca și astăzi, sunt acolo. Nu contează ierarhia asta când și cum, că poate să o ridice pe o prostituată de pe stradă și mâine să o facă una prin care să vorbească prin gura lui Dumnezeu. Asta poate face Dumnezeu și asta e specialitatea lui. Noi nu trebuie să ne vedem mai sus unii față de alții, cum a fost Sfântul Apostol Pavel. Pe drumul Damascului se duce și aude voce și de acolo se schimbă. El care e persecutat pe creștini ajunge apostolul neamurilor ca să ajungă și la mine Evanghelia. Ăsta e Hristos. Ne apropiem de final, din finalul discuției, că mi-a plăcut tare mult. Aș vrea să te întreb, cum vede Daniel Leș ziua de mâine în România? La ce să ne așteptăm din punct de vedere al școlii, al tinerilor, al celor care vin după noi? Trebuie să recunosc că mi-e frică un pic. Mi-e frică de tehnologizarea asta și de alergătura asta. A pornit atât de tare linghișpirul ăsta cu noi, încât și dacă vrem să ne dăm jos, nu mai putem. Deci, dacă mâine la Dan Leș îi tai cineva curentul, nu mai are informație, nu mai are... Și mă întreb, oare cum aș putea trăi? Poate m-aș creme și tot aș trăi, că mă duc la țară și fac. Dar nu e vorba numai despre mine aici, e vorba despre copiii noștri, care sunt conectați, care sunt dirijați, foarte bine gândite toate treburile, ca să-i facă să gândească numai așa. Și totul e de aici. Și ei nu mai au simțul realității. De asta mi-e frică. Nu mi-e frică de nație, pentru că nația asta este, v-am spus, în mâna lui Dumnezeu. Și eu cred că vom ajunge un pic mai jos ca să ne dăm seama că trebuie să fim setoși după adevăr. Deci vom ajunge așa de jos la un moment dat încât vom fi setoși după adevăr. Nu după adevărul ăsta de 4 ani care ne-l futură așa pe sub nas în fiecare an. Și cu nerușinare ne mint într-una. Nu vă mai lăsați mințiți, că nu în ei trebuie să vă puneți nădejdea. În Dumnezeu. Și mai hai să mai cumpărăm produsele noastre locale, că acum am folosit un cuvânt de-a meu și am făcut nu știu câte vizualizări cu el. O spun și o repet, dragii mei, producătorii noștri locali trebuie să trăiască. Cumpără roșia de la țăranul român, cumpără purcelul de la noi, cumpără laptele de aici din România și hai să fim cu adevărat români. Ce câștigăm dacă împingem coșul ăla în supermarket și cumpărăm din toate zonele? Dacă cumperi de la un producător local, îl ajuți să țină copilul la școală. Dacă cumperi de la un supermarket, îl ajuți să-ți mai ia la un iaht. Asta facem. Hai să ne trezim. Hai să ne trezim în primul rând în postul ăsta mare, în dorez din suflet, să pot să-l duc până la sfârșit curat, să nu mai gândesc rău, să nu ne mai bârfim, să ne iubim dacă putem și să ne gândim la Dumnezeu, să ne reconectăm la sursă și să fie o sărbătoare cum n-a mai fost de mult. Asta îmi doresc și eu cred că România va renaște atâta timp cât în mâna lui Dumnezeu nu rușii au, cum să zic, nici americanii n-au un cuvânt de spus peste România. România este a lui Dumnezeu, eu asta cred. Și ca un încăpățânat fanatic, oricând o să mă treziți, o să spun orice s-ar întâmpla în România, mie mi-e bine în România. De aceea am ales să rămân în România, am avut oferte oriunde am fost, și la Tel Aviv, și în America când am fost ultima oară. Domnule, vină aici, predă cursuri, o să ai nu știu cât pe oră, nu vreau să vă spun suma că v-aș ispiti. Și am zis, nu mai trebuie bani. Bani, nu știu, nu că nu, nevastă mea știe. Nu vreau bani, vreau liniște și pace. Să fiu lăsat în pace să fac ce îmi place la mine acasă. Liniștit. Din lutul ăsta pe care îl scot, amestecat cu strămoșii mei, să făuresc oale frumoase și să le duc în lume, să le arăt că în Marea Mureș mai există un olar care crede în tradiție. Cred în tradiție, cred în cumințenia țăranului român, cred în bunăstarea asta noastră, pe care numai aici o avem. Suntem spontani, suntem bine, am ce mânca, cu ce mă îmbrăca. Asta mi-ajunge. Pentru că sunt oameni atât de săraci, că în afară de bani n-au nimic. Și nu vreau să fac parte din categoria lor. Cât de frumos. Foarte frumos. Mulțumesc, fain. Sper că cei care ne-au urmărit își vor vedea fereastra. Da. Se vor gândi la fereastra lor și își vor pune întrebarea asta pe care ți-a pus soția bătrânica. Tu prin ce fereastră te uiți? Prin ce fereastră te uiți, da. Dacă podcastul acesta ajunge la oameni cu întrebarea asta, noi doi ne-am făcut treaba. Să-și o facă bunul Dumnezeu, noi suntem doar niște unelte și, ce să zic, să ne fie de folos. Să ne fie de folos. Mulțumim deocamdată. Noi o să mergem în atelier, o să vedeți imagini. Ghiță, mulțumim frumos de la cameră, Alex de la montaj, să fie vorba noastră strămoșească. Doamne ajută!